Domnule ședinte, dacă până vin de 2 minute, lăsăm pe... Nu? Ce problemă? În cazul de 10 minute, doamne. Domnul doctor, a fost primul care ați fost aici de la ședință. Vă rog frumos să vă expuneți problema care aveți în fața Consiliului Local. Comerț Șerdean, sunt împreună cu soția aici. Suntem din Hațegana de la numărul 9. Eu am depus mai multe cereri la primărie legat de drumul de acces la noi. Și până acum n-am primit niciun rezultat. Sau o răspunsă pe poate sau nu se poate la noi. Problema va sta în felul următor. Ne-am luat legătura pe o casă de avocatură de la București, specializată pe probleme de genul ăsta, dar n-aș vrea să se ajungă acolo. Și aș vrea să vin în fața dumneavoastră să vă rog să-mi spuneți ce decizie luați în legătură cu drumul ăsta. Pentru că povestea că nu sunt bani și că nu vor fi bani, că 10 ani tot va fi tot la fel. Și aș vrea să văd cum există o potință să ne băgați și pe noi în problema aceasta. Pentru că este imposibil să nu ajungem pe proprietatea noastră, unde noi plătim aceleași taxe, care se plătește orice om de aici. Și dacă este cineva disponibil dintre consilierii de aici, eu îl iau cu mașina personală și îl duc până sus la noi ca să vadă cum este drumul, ca să nu existe discuții că este sau nu este. Pentru că, prin lege, eu sunt obligat ca să am drum de acces spre proprietatea mea. Dacă nu, eu pot să sun și la 112, am 2-3 drumuri pe zi și primăria va fi obligată să-mi rezolve problema să mă ducă sus. Dar nu știu cum va fi chestia asta până la urmă. Că, hai că mai rezolvă cu un tractor, mai rezolvă cu una alta, dar nu va merge zilnic toată problema. Deci acum este cea mai bună opțiunea ca să merge sus, să vedeți ce înseamnă un drum de acces pe un deal de genul acesta. De aceea am venit în fața dumneavoastră, că dacă nu se poate nici în scris, nici asta, mă fac să vorbim așa, verbal, să vedeți despre ce este problema sau să aflu și eu din ce cauză nu se rezolvă acest drum de acces. Domnul doctor, vorbesc al dinasul consumier local. A spus că așa nu se cerită pe primărie. Da. Și a spus un răspuns. Asta nu presupune că noi nu am știut despre ce vorba. Consiliul local, dacă era către Consiliul local... Era către primărie, nu către Consiliul local. Atunci domnul vice și domnul primar poate da acum o răspuns în fața noastră să vedem care e situația. O să răspund eu pentru că două dintre cele, una a fost cu Sigiu, să fie pe drumul un pic de rău. Eu și cunosc drumul ăla, mai trec cu deodată pe acolo, e foarte exagerat. În momentul în care am depus cererea, o parte din drum era prins pe Consiliul, pe primărie, pe proprietatea domeniul public, și cea mai mare parte a drumului nu. Și am cerut la cadastru ca toate să analizeze toate cererile, cu toate drumurile, pentru a fi întregulate pe primărie. Se luă de domeniul public. Da. Sunt și de bugetul pe care l-am avut și de drumurile care deja le puteam intra pe ele la reparație, am început pe partea către Crișeni. Erau aceleași probleme și pe acolo. M-am plâns în repetat de reduși la Consiliul Județean ca să ne mai suplimenteze fonduri, că nu o să avem suficient pentru asta, dar mai intervine încă o problemă, chiar dacă avem bani destui, trebuie să facem o procedură simplificată în care să putem achiziționa mai multă piatră și mai multe ore de utilaj ca să putem repara o suprafață mai mare de drum. Și eu sper că asta o să facem din ianuarie, pe bugetul care o să vină de anul viitor. Dar n-aș vrea să se interpreteze, fiind iar în zona de munte, că eu acolo am ajuns să fiu prieten cu toate dealurile de acolo. Toți pe la mine fac drumuri și prieteni de-a mei și ne-am băgat. Pentru că așa de la timp așa se interpretează. Deci eu am plătit din banii mei personal cel puțin de 3 ori piatră și am adus mult de călători care mi-a făcut drumul. Dar pe acolo circulă tractoare, lumea trage lemne, vin cu căruțele, căruțele cu frână, deci nu vreți să știți cum fac drumul. Iar eu nu pot să impun reguli pe un drum care, din punctul meu de vedere, este public.
să iau în considerare că ăla are voie să treacă pe acolo și ăla are voie să treacă. E vorba de a conecta vinurile cu Valea Vinului. Bună ziua, Mihăiescu mă numesc, vreau să mă discut, sau cum să spune, la orice ședință am indicat problema drumului Hațegan. Vă rog să mă credeți. Aici este, sunt colegii mei și domnul primar și domnul viceprimar. Este adevărat? Da, da. Parcă îi drum nu a comunicistul de jos, bacă nu știu ce, bacă nu știu ce. Domnilor, nu se poate circula. Vă rog să mă credeți. Nu pot să ajung la tatăl meu care este în zonă. Vă rog să mă credeți. Nu știu dacă ferească Dumnezeu închide ochii, ce fac și cum îl urmăresc. Vă rog să mă credeți. Vă rog eu din suflet. Nu pot cu 4x4 să urc sus, domnilor. Nu se poate, domnule, nu se poate așa ceva în 2021. Asta m-am zis. Eu am deja la 6-a mașină deja, care o am acolo sus și am în reparație la servis aici la Alba, am care urc cu ele sus, care urmează să fie în reparație. Deci nici nu pot să fac să vă dau nota de plată de la mașinile care tot le bagă servis și le repar acolo. Da. Dar cea mai bună variantă este să vină cineva dintre voi, să-l duc și să vadă cum este, pentru că poate nu mă credeți, ziceți că am eu o problemă. Problema asta e generală, cu toate drumurile din zona de munte, cum preciză și domnul... Domnul Control. General. Dar aici locuiesc niște oameni și îi auziți. E praf, nu mai... Păi de fapt toate drumurile au fost praf. Pentru că pe drumurile de munte nu s-au intervenit niciodată. Ceea ce nu luați în calcul este în Carmen și Neasem. Nu numai noi locuim acolo. Păi de noi suntem după la Esco, casa următoare, la 700 de metri. Dar mai sunt alții care locuiesc acolo în sat. Cum o să în 2017, am fost pe drumurile de munte. Prima de ala s-a făcut acum 2 ani până la mine acasă pe cont. În 2017, domnul Josan, e adevărat? S-au făcut o drumă până la ei. În 2017, când am avut un utilaje de lat, până la ei, dar doar cu ramă, fără pietruită. Solărgii, dar nu s-au pus piatra. S-au intervenit cu lama, fără pietruire, fiindcă nu dispuneam de sumele necesare pentru pietruire. Poate vedea din buget. Eu personal am fost și am făcut. Vă rog, dacă vreți să vă deplasați în teren. Eu am fost. Mai jos de casa lui tata, cu 10 metri, s-o rupt, cum să spun, balul de la drum, era să cadă niște mașini sau nu știu ce. Vă rog, eu cum mă crede. Deci până acum de 2 ori am picat cu mașina în 2 râpe acolo. Iar... eu dacă pătrești ceva pe un drum public, ce va fi mă văd? Partea ține de primărie. Ziceam, doamnă părere, dar sigur că ne-a trebuit. Deci drumul cu bugetul de anul acesta, bugetul de anul viitor, bugetul de anul ăsta atât o plăniți. Eu chiar am vrut să aduc un autovred să-l plimb. Nu există acces să fii cu un utilaj mare. Deci trebuie lărgit, curățat de vegetație și pe urmă ca să poți să intervii. Plus că trebuie să duci niște îngrutură, niște betoane de dimensiuni mari, să curăți toate ochiurile cu un excavator, să împănești drumul, pe urmă să lărgești și pe urmă să vii cu strat de piatră. Plus că trebuie să faci niște deversări, sunt niște pureașe mici prin care toate apele care vin din Versați, trebuie colectate și duse spre păreașele de acolo. Eu chiar și până acolo jos, cum coborâți de la Indru, am pus tub, unde se face curba de încercați dumneavoastră să veniți. Pe Hațegan. Am fost la Părâul Șgheamului, vă pot demonstra cu poză, cu tot, că o săptămână a spart cu bunul de excavatorul piatra de acolo, ca să facem cât de cât ruta să se poată să se ajungă la dumneavoastră, deoarece utilaj mare de la Zbitelski, cel mai mare buldozer performant, eu am fost cu el acolo. Mecanicul respectiv mi-a spus, dacă îmi dai pe semnătură să împing dealul ăsta, eu îl împing, dar eu nu răspund de casele de jos, pentru că acolo dacă îl miști,
E o diferență de nivel acolo de 30 de metri față de drumul de jos, sau poate 70. Acolo nu poți să mergi, pentru că este o curbă la 90 de grade și foarte periculoasă. Tot de structură e o piatră stratificată care e depus acolo. Rii să miști și poți să aduci dealul. Acolo tot ce faci, împingi frumos, aduci până jos, depui, trebuie să-i dai pantă la drum, dinspre partea stângă spre dealta, că dacă nu poți să rii, se cază acolo. Nu e o lucrare simplă, care trebuie făcută într-o perioadă trialnică de vară. Dacă sunt ploi și ce acum, nu. Pentru că eu chiar personal am vrut să aduc autogrederul acum înainte de sărbător, când am fost acolo pe drumul de acolo. Am mers, întrebați-l pe domnul viceprimar, nu ai putut să ajungi să îl aveți spus clar. Dacă spargă o oglindă, e 500 de euro. Anul trecut am plătit o oglindă eu personal cu 500 de euro, nu? Deci vegetația e unită pe drum. Trebuie prima dată toată vegetația tăiată, pregăti drumul și să intervii cu niște utilaje performante. Că dacă intervii cu un excavatoraj și cu un pulsul, nu faci nimic. Astăzi ai făcut o minte, o ploaie torențială, de la fel. Deci, tot arunci bani și când vine curtea de conturi, dacă ai început un drum, trebuie să termini drumul ăla, indiferent ce lungime are. Trebuie să-l termini ca și lucrare, să-i faci o recepție, să-i faci tot. Că degeaba intervin eu până la dumneavoastră sus, pe casa lui Nicolae Albu, Nicol de dumneavoastră, că eu am fost și la fântână, am și poză, vă pot demonstra că am fost de mai multe ori, odată. Că eu știu situația. Da, eu am vrut chiar să urc și apă la dumneavoastră acolo, domnul Mirescu poate să confirme. Ea este sau nu este? Da, da. Am scos comisie de la apă ce dădea împreună. La dânsul s-au ajuns cu apa, dar trebuia făcut un cămin mai mare, pompă de ridicare a presiunii, nu? Poate să vă confirme. Eu nu, că n-am încercat. Eu am vrut să duc, să rup cu autogreder. Am dus mecanicul, i-a spus, aici trebuie să faci din aproape. Atunci să încep de jos, aduci un camion mare, un excavator de dimensiuni mare și rup și încarc și cobor jos. Pe urmă, rup toată curba de acolo. Deci situația este cam în felul următor, că nu vrea să se facă. Investești într-o o situație la dumneavoastră mai deosebită față de alte lucruri. Pentru că e o diferență mare de nivel și există o curbă acolo la 90 de grade, care e foarte periculoasă, pe orice anotimp. Eu am mai discutat și cu doamna doctor, e prima dată. Pentru noi este periculos. Știu. E periculos în fiecare zi. Într-o zi o să vizitez pe cucina la magazin, mai repede de stată, vedeți-mă. O să plicăm cu mașina de acolo de sus. Acolo va trebui făcute chiar niște zidiri de maluri ca să ai o protecție în partea dreaptă. Un zid de parapete de beton, că n-ai nicio protecție. Cu armătură, cu grindă, cu fundație și... Provizor, niște parapeți, provizor. Provizor. O să facem o cerere la Consiliu local și o să așteptăm răspunsul din partea noastră și o să vedem ce se face. Eu vă spun cinstit, în anul acesta, nu, la mine personal, nu a ajuns nicio cerere de-a dumneavoastră. Eu vă spun cinstit. Eu am fost la dumneavoastră de 3 ore acolo, vă pot confirma, am făcut și poză, ori fost domnii cu vecinii dumneavoastră cu cai, băieți respectiv, ei și-au luat angajamentul că o să zic dacă mă aduci dumneavoastră doi băieți pe el, noi toți arbori. Eu încerc să ajung și să aduci un excavator mare, că cu asta trebuie început. Aducem un excavator mare și începem și rupem curba de acolo, care e cea mai importantă, o cărci într-un camion, o cobor jos, o pui într-un dig de rezervă undeva și pe urmă, dacă ai reușit acolo să faci o porțiune de înălțime a drumului de vreo 10-12 metri, poți să faci un zid de sprijin în curbă și atunci situația e rezolvată ca să poți să faci în așa fel încât apele fluviale să nu mai vină pe drum, cum spală tot drumul acum, să fie pe partea stângă sau pe partea dreaptă, să nu afectează drumul. Asta e situația. E o situație mai critică, pentru că sub înălțimea respectivă, sub versantul respectiv, sunt casele alea de jos. Și nu știu cine se asumă să miște acolo ceva, Doamne ferește, pleacă un bolman. Acum, a căzut o bucată. Da, uitați. Da, din ceea ce spuneți dumneavoastră de la clubă, când cobor, pe partea dreaptă a căzut o bucată și blochează. Acolo chiar a fost un bolman mare care eu l-am luat și l-am dus în vale, că nu se putea trece el. Eu
dumneavoastră v-am avut în vizor din 2016 să vă fac. Am crezut că cel mai aproape drum să fie, chiar dacă e o distanță mai lungă, să venim de la Inuri aici, decât să urci panta pe perioada de iarnă, hai că vara poate să fie o soluție eficientă, dar iarna eu zic că nu e o soluție eficientă. Deja și varianta asta, pentru că între Inuri și Hațegana au apărut niște șanse. Știu, au apărut niște ocruri mari. Sunt vreo 10, că nu le poți trece nici cu mașină de teren. Dar știu, tocmai de aia am încercat. Sunt la fermă la Blandeana, unde am lucrat eu la Mercado. La blocuri acolo sunt vreo 10 mașini de betoane mari, sparte. Ochiurile respective cu un excavator se pot goli, se poate împăna ochiul respectiv cu betoane și făcute niște drenuri de desubt, ca apa să circule pe sub drum, nu pe drum. Pentru că sunt foarte multe izvoare care, odată cu ploile, își dau drum. O să ajung până acolo. Asta-i. Nu știu cine urcă piatra acolo sus. Trebuie lărgit într-un capăt, luați. Bugetul local, eu vă spun cinstit, ca să reparăm drumul respectiv, în anul când ne preconizăm să reparăm drumul de la Inuri, la dumneavoastră, la Hațegana, să facem drum public unit cu Valea Vințului, toate investițiile ce țin de drumul trebuie derulate acolo. Plus că trebuie, vă spun eu, cinstit, cel puțin 10-12 tuburi ca să fac niște traversări peste părerea și legalizat acolo. Se poate lua acum pinge și noroiul ăla. Știu, dar se poate, dar acum numai cu excavator, cu șenile și cu ce există. Și posibilitatea de a aduce betoane, să împănesc drumul și piatra, acum nu există acum. Un excavator mare se poate duce, ce se poate face acum, dacă în gheață? Se pot goli toate ochiurile alea de apă, din malurile respective care mai sunt porțiuni cu piatră sau cu ceva balastru, să iei, să pui, să faci o soluție provizorie ca să puteți circula. Asta da, se poate, dar necesită trailer, e 350 de lei ora ca să duci un excavator acolo, până la Inuri, că pe urmă trebuie să meargă pe șenilele lui. Și încep din Inuri și atunci vii spre dumneavoastră. Se poate face, dacă îngheață. Dar acum, cu mâini, se poate face greu. E noroi mare, e dezastru. Dacă ar fi o săptămână de înghețat, ochiurile respective se pot rezolva. Altfel nu. Cam așa este situația. Eu știu foarte bine situația dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru fața cu voi. Vă mulțumesc să vă toate tuturor și un an nou cu cât mai multe fonduri. Și dacă este cel mai interesat, eu vreau să vă de la față. Nu cred că nu o zi frumoasă la revedere. Prindeți în bani pentru drumul respectiv, trebuie să ținut cont de lățimea drumului în partea funciară, fiindcă de câte ori am vrut să intervenim pe drumul ăla, ne-a lovit de Natura 2000, fiindcă face parte din zona protejată. Da. Și dacă te bați mai mult decât ZGF-ul, riști și un dosar penal și riști și altceva. Dar nu există posibilitatea să te lărgești pe multe subiecte de proprietăți. Din punctul de vedere al cetățeanului, e foarte ușor că primăria mi intervine. Dar o să ai multe piedici acolo din cara. Dar donația trebuie făcută la notar. Ce ne-a dat pe România și are și mașini. Trebuie făcute niște linte de fugiu. Momentan, ce e urgent, urgent, să se intervină în curbă. Deoarece s-o rupt. Știu, s-o rupt malul, s-o rupt piatra mare. Nu piatra, s-o rupt la poarta mea mai cu jos puțin, s-o rupt zăr în mine. Și erau să cadă cu mașina acolo. Poate acolo vezi, trebuie făcut o zi de sprijin. Da. Sau uscat, ceva parapet sau ceva pus acolo. Când e uscat, acum nu poți să urci. Dar nu poți să urci acolo, nici un camion, nu are ce să urci acolo. Mă numesc Petrus Aureu, sunt reprezentantul Consiliului Iezărul Traskău. Noi astăzi să vă prezentăm oferta noastră de preț, deoarece am depus de vreo 4-5 ori până acum oferte de preț pentru servicii silvice. Ultima acum am depus-o vreo 2 săptămâni, am zis că a fost înregistrat la dumneavoastră. Vreau să o fac să înțeleagă lumea gama de servicii pe care o oferim noi, bineînțeles avem și prețul
funcționat. Acum începe un nou an și aveți an de an, nu se renoiește contractul de servicii silvice cu ocolul care aveți. Absolut tot. Deci prețul care l-am mărit este 8 lei pe lună și pe hectar cu TVA în plus, deci 6,73 lei TVA. Se includ absolut toate lucrările. Deci ceea ce ține de faza pădurilor, marcarea arborilor, eliberarea masele noastre la populație. O singură întrebare vă spun, dar ne doare cel mai tare. Lernele spre populație. În ce perioadă le puteți marca ca să le puteți lega spre cetățenii să ne prindeați? După 1 ianuarie până la jumătatea lunii vă putem prezenta cota de masă lemnoasă pe care o aveți de recoltat în anul respectiv. Și dacă masa lemnoasă... Dumneavoastră hotărâți destinația, da? Și volumele aferente și următoarea zi se poate merge la marca, nu e nicio problemă. Noi așa lucrăm. Avem, administrăm până acum 10 primării. Avem o suprafață de, la această oră, de, vă spun așa la Chivri, 16.719,98 hectare. Deci 16.720. În regiunea pădurii noastre? Cam tot, e al nostru, da. Ce mai da, cum să nu, toată pădurea noastră ne interpune cu da, avem comosăratul Calci, comosăratul Inuri, toate cele patru asociații de pe Valea Gobii, Dalul Fierului. Nu, episcopia, arhiepiscopia romano-catolică care are, se cam interpune suprafețe la plața care deține lumea să se interpune cu ceea ce administrăm în zi. Bun, acum suprafața nu e așa mare, dar azi că odată dumneavoastră mai vii și pe sanificie, putem administra și pe sanificie și atunci am mai putea forma un canton aici. Da. Eu mă uit la prețul ăsta, în comparație. La noi diferă salariile față de colegii de la Legia Națională a Pădurilor sau zic alte ocoale. A, salariile mai mici, nu are salarii mai mici un pic decât. Ce? Îi plătiți pe pădurată, cum îi plătiți? Nu, acum salariul care e, au niște drepturi și așa mai departe, asta e. Salariul mai mic, da, clar. În momentul când îl angajăm, îi oferim ceva. E de acord sau nu? De aici, da, de aici pleacă tot și... Văd aici o oblei, facem rândul, structura ocolului e vorba. Mi se pare, dar tot ocul silnic, e treaba administrat, treaba făcută. O întrebare. Dacă avem niște lemne într-o zonă în care un parchet, de exemplu, unde toate firme care exploatează pe picior și debitează lemnul, spune, domnule, eu trebuie să ne asigur drum. Eu nu pot să ajung la parcela respectivă ca să-i plătesc lemnul, că e drumul foarte rău. Vă referiți la deci ceea ce accesul la parcela respectivă, face agentul economic. Depinde dacă se dă lemnul la industrie. Sau în cazul în care îl exploatăm pentru populație, de să practic sunteți dumneavoastră beneficiarul primăria, așa, atunci trebuie să asigurăm din partea noastră construcția drumului. Dar, mă rog, cu prestatorul de serviciu, noi așa am procedat. În prețul de prestare de serviciu s-a inclus inclusiv lucrarea asta de amenajarea căilor. Avem o partidă care nici, nu știu, de vreo 2-3 ani, nici acum am asigurat ce schimbă categoria de serviciu și atunci nu e greu. E cadrul de accedere. Nu, trebuie să punem niște întrebări aici. Are niște dimensiuni aici. Benefici, că te trezești că nu ajută parcela respectivă la partid de să-i exploatezi. Deci,
în general, unde am făcut, nou, de exemplu, anul ăsta vă pot spune la primăria Garda de Jos, am exploatat 2200 de metri cub pentru populație. A fost, într-adevăr, o cantitate mai bună, dar am avut doi prestatori mai serioși. Într-adevăr, cu utilaje bune. Nu, unde ați găsit 6 km pe sens, am tras lemnul, dar la mers. Unde ați găsit pe prestatorii de ăștia buni? Mai pe zonă. Sunt. Ideea e, dacă ești serios, plătești la chestia și mai departe, nu se poate să nu, să nu existe sunt. Noi tot timpul ajungem într-un impas. Ajungem într-un punct în care nu putem să livrăm lemnele de orice și acum, în perioada asta, au venit ploile respective. Trebuie să trimiți ceva utilat, să îndrepte drumul, să-l facem dacă vrem să vom mai trag lemnele. Că noroiul pe drumul respectiv are o jumătate de metru. Ați spus să fie. Deci rezolvarea aici e cea mai bună. În prețul de exploatare se include inclusiv construcția căilor pe acces în market. Atunci să se ajungă să se exploateze lemnul pe perioada când se poate, pe perioada de vară, se poate aduce rampă. Nu se limite perioada de iarnă când rămâne descoperit și tertățeanul vine și tot întreabă când îmi dai lemnul, când? Păi ce să dau lemnul? Care... De exemplu, la ora actuală nu avem în rampă niciun lemn. Înțeles. Domnul Petrișor poate confirma că lucrează cu noi acum de vreun an și ceva, nu? Da, eu cred că e mulțumit de serviciile noastre, inclusiv cu autorizarea, acum noi ne-am încercat să facem posesoratul. Da, avem și atestat de exploatare la nivel de Ocol, acum nu avem echipă de exploatare, dar în general pentru partidele mai mici nu a fost nevoie de licitații inclus, să zic, sau s-a autorizat pe noi pe Ocol să dau lemn oarecum la oameni din zonele mai accesibile pe picior. L-am valorificat, să zic așa. Deci avem. Zic la exploatare, tot în sarcina primărie, sau mă rog, am înțeles, dar se ajunge într-o etapă să nu te prindă iarna cu leale. Așa e, dar aici îmi cer scuze, noi suntem de vin, v-am pistonat și anul ăsta din iunie, am tot spus, domnilor, haideți să facem contract de prestări servicii de exploatare, să inițiem procedură de... Dar dacă nu a fost marcată partida, nu se exploată. De 2 ani, domnul primar. Eu n-am auzit de treaba asta. S-o făcut la primărie de anul trecut. Eu n-am văzut nicio adresă. Este n-am văzut de primar. Eu m-am ocupat personal ca să găsesc două firme să treacă repede. Și m-am dus de atâtea ori. Asta e treaba cu prestatori, că nu găsești prestatori. Nici mă folosim din urmă. Găsesc prestatori. Lemnul a fost marcat. Uite, fie 2019 sau 2020, n-am putut să dăm niciunul la cetățean. Acum am ajuns să am dat la 50 ceva de cetățeni, restul nu am niciun lemn. Așa, mă duce de mine. Prestatorul îmi spune să aduci un bulldozer să faci drum. Mă, se lucra de iarnă, orice prestator să chine pe exploatarea, indiferent ce utilaje avea și ce oameni bune are. Asta e situația. Există un regulament, există o hotărâre de Consiliu cu regulament, până la cetate, ca să trag lemnele pentru cetățeni. Dar prestatorul nu a respectat-o. În ultimii ani nu știu ce face. Hotărârea există. Deci hotărârea există regulament. Dar și anul ăsta ne-a mișcat destul de aprobat în Consiliul Local de data trecută. De a fost o problemă celălalt. Pentru că lemnele respective, aici unde este domnii la Florin la Ciulic, o trebuie să iau acceptul lui pentru că treceam lemnele pe proprietatea omului. Da, asta e și o altă poveste. Și cu mare greu am reușit să obținem aprobarea respectivă. Prestatorul care trebuia să exploateze lemnele aici, a zis eu nu pot să exploatez acum că trebuie pe proprietatea. Până la urmă am reușit să facem un armistițiu, firma lui respectiv, o tras lemnele deci pe proprietatea lor. Asta spune proprietarului și vor persista și vor rămâne. Orice o consiliu din țară va veni să presteze serviciile, n-am ce să facă. Tot noi trebuie să le rezolvăm. Amplasamentul pădurii noastre, ăsta e. Accesul la pădure, trebuie să-l rezolvăm ca proprietari. Sau? În caz că din pădure cu întrebare. În caz că nu poți să exploatezi niște lemn din partida primărie, puteți să asigurați o altă masele noastre, de asta. Eu cred că și până acum am dat destul lemn de aici de zonă, la toți care, de la proprietarii care administrăm, eu cred că le păi putut, dar tot în comun o merg, nu? Da. Nu, că avem Valea Cobrii, tot sigur lemn, da, la posesor,
toate concesionatele astea le exploatați dumneavoastră, da, toate le administrăm noi, da. Toate sunt la noi. Asta le administrează o complex poate să. Din 2000, le administrează din 2009. Se semnește servicii. Da, din 2009, da, funcționează. Da, nu, fine, atât am să întreb. Niște situații. Deci tot ce acum în general așa că am recoltat cota de manual, cota de lemn manual. Și cu permisiunea domnului primar, vreau să suplimentez un proiect de hotărâre, nu știu nici ce nu a fost introdus pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu un compliență ce nu de hotărâre. Mai au fost domnul Petruse aici, dar n-am vrut să deschid discuția, fiindcă noi avem un contract până în 31-12 cu Ocolul Silvic Valea Poilului. În contract și în lege scrie clar că trebuie notificat înainte cu 30 de zile dacă nu mai continui cu același ocol în ceea ce privește faza și administrarea pădurilor. Noi, din păcate, n-am făcut-o. Dar din ce cauză n-am făcut-o? Nu știu. Nu, unde e doamna secretară? De ce ne-ați adus la cunoștință că expire contractul cu trebuie pus în ședință cu 30 de zile înainte? Dar anul trecut aceeași problemă am avut-o și anul trecut. Contractul cu firma, cu ocolul respectiv, expiră la 30-a... Doi la mână fiecare an a fost pus aprobării. Păi dar atunci ați început să o aduc la cunoștință că expiră contractul cu 30 de zile înainte. Ca să știm despre ce e vorba. Deci aceeași problemă am avut-o și anul trecut. Și acum ați 2 ani. Și acum 2 ani aceeași problemă. Și acum 4 ani, tot așa mă. Și acum ați 4. Dacă nu vă am invitat, cine e pentru suplimentare? Păi nu l-am dat, că întâi... Ce conține? Deci proiectul e inițiat de mine, privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii silvice și aprobarea tarifului de prestări servicii bază și monitorizarea pădurii, proprietate publică a Comunei Nițul de Jos, având în vedere că nu s-a făcut procedura conform legii de a semna cu un alt. Nu se trebuie să face contractul pe care îl avem deja, pe n-am făcut cu 30 de zile înainte. Suntem deja obligați. Conform legii, da. Conform legii. Deci ca să rupem contractul, să nu facem acta adițională contract în continuare, pe un an de zile, suntem pasibili de chemarea în instanță sau de alte probleme. Și eu asta nu o doresc. Nu-i vorba de rută. A fost făcută procedură, doamna Dina, dacă nu poți... De exemplu, eu am vrut să-l întreb pe domnul Petruse cine i-a cerut ofertă. Da, dar văd pe domnul primar Mericidan. Cine i-a cerut ofertă la domnul Petruse? A apărut un proiect din care eu nu știu ce nu ai cerut. Eu am văzut un plic aici, credeți-mă, uitați-vă că aveți la dosar, s-o dat număr de înregistrare pe plic. Nu pe ofertă. Uite aici oferta, că eu am auzit. Dar oferta asta au mai pus-o. Deci au pus-o din doamnă. Da, de acord. Eu sunt de acord, perfect de acord. Dar uitați-vă că e oferta, e număr de înregistrare pe plic. Păi vă dați seama dacă ajung actele astea în instanță cu ocolul Silvii Valea Poiului, cum... Domnule, nu faceți niște proiecte puse pe ordinea de zi care nici primarul, nici viceprimarul, nu știe nimeni, nici Consiliul Local le aruncați așa pe piață. Proiectul ăsta a fost depus, eu l-am respins datorită faptului că a apărut cererea domnilor respectivi. Dar cine le-a cerut-o, domnule? Eu nu știu ce le-a cerut-o. Eu întreb, cine le-a cerut oferte? Eu personal să inițiez procedură pe... Deci din 2016, domnii depun oferte aici. Eu de acord. Dar cine a cerut oferte? Eu n-am cerut. Eu am văzut-o direct, au adus oferte pe mapă. Oferte. Oamenii sunt interesați să ne ia prezentat. Păi, dar văd aici, eu
Pentru mine, indiferent ce ocol Silvic, dar nu pot să nu iei în considerare. Am și retras pentru de ordinea de zi și am pus cererea respectivă la diverse să soluționeze de către Consiliul Local. Nu am soluționat. Arată numărul de înregistrare la cererea asta, la oferta. Numărul din 16-12-2020. Eu vreau să văd numărul de înregistrare. O să sună pe doamna Alexandra și eu să spun numărul de înregistrare. Există. La primărie. Eu nu văd. Există pe plic. O să o sun să vedem să aducă numărul de înregistrare. Deci eu nu văd. O să nu-i plic aici. O să o sun pe doamna Mana acum să aducă oferta. Nu. Păi eu, din punctul meu de vedere, dacă eram oferta, tot și fost făcut proiectul de ordine de zi. Referitor la proiectul de hotărâre, doar inițiatorul poate retrage. Deci dumneavoastră nu erați în măsură să retrageți proiectul de hotărâre inițiat de către un consilier local. Dar nu am, eu nu am știut despre proiect, dar poate. Deci unde plic am fost? Proiectul ăsta e din 21. Are număr de înregistrare? Dacă vedeți, are număr de înregistrare în data de 21. În 17-12-2021 de acolo. Există? Deci, Consiliul Local decide dacă îl votează sau nu. Votează. Numai eu spun că n-am știut despre proiectul ăsta. Eu l-am retras pe ordinea de zi, l-am adus la cunoștință și o oferta respectivă. Care l-a retras? Ăsta? Da, de 21. Ăla a fost la început. Ăsta a fost. Da. Ordinea de zi. Dar trebuia să lași acolo și atunci erau două proiecte și fiecare... Păi, dar nu putea să nu punem oferta lui ăștia. Să o ducem în discuție. Păi, dar avem și proiectul ăsta. O conducere și avem și oferta aia. Și atunci aici... Păi dumneavoastră decizuri. Da, hotărâm care... Păi da, asta e. Eu nu am nimic împotrivă. Eu, da, din punctul meu de vedere, putea să merg într-un concolo. Da, acum trebuie să fie orice conducere. Dumneavoastră votați. Eu n-am zis că nu e valabil să fie proiectul, dar n-am știut despre el. Eu am știut despre proiect, dacă a fost oferta respectivă, a retras, v-am adus o discuție, analizați prețurile, faceți un calcul și vedeți care o poli mai bun. Da, dacă perioadul primar, da. Dacă perioada o expira, noi altă variantă nu avem de, ca să fim legali. Există un act adițional la contract, nu-i contractul respectiv. Act adițional. Contractul expirat, citește contractul. Că altfel și eu mereu înainte cu acolo, ăsta nici nu băgam în seamă oferta lui. Pentru că nu-i cunosc, n-am nimic cu ei. Deci, termenul de valabilitate a contractului. Da. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă, contractul se prelungește pentru fiecare an calendaristic, dacă una din părți nu comunică în scris încetarea acestei prelungiri cu 30 de zile înainte de finele anului. Da. Suntem în data de 28. Suntem în data de 28. Prezentul contract intră în vigoare numai după achitarea de către proprietarul. Cine trebuie să informeze despre contractul. Eu în orice caz nu. Păi nu. Atunci, tocmai de am și inițiat proiectul, că am văzut că nu s-a făcut procedura mai departe. Eu cred că e ceva... Aceeași discuție am avut-o și anul trecut, și cu 2 ani și din 2014 încoace, aceeași discuție o avem atunci, în ceea ce privește contractul respectiv. Din 2014 te regălăm în același sens că nu s-au respectat termenele respective, nu? Păi faceți un calcul, așa, la 8 lei pe hectar, cât iasă? Că iasă o diferență de 30.000 de lei cu care faci un drum. Suma respectivă. Totuși, foarte puțin. Foarte puțină cifra. Păi foarte puțină, pentru că lucrează ei. Au 16.000 de hectare. Dar ce, nu le fac prețul? Același serviciu să ți-l ofere unul cu 100 de lei și unul cu 60 de lei. Doamne, a fost aici și... Mă rog, și 90 de lei. Domnul Luc a fost azi la mine, a discutat că el a zis prețul ăsta. Eu știu că e mare, dar nu pot să-l stabilesc eu, că e stabilit. E adevărat că cei de la care au venit cu ofertă... Omul înțeles, nu pot să te forțezi pe tine să pui proiectul meu, că eu... El știe despre... Uite, de exemplu, domnul Coltă, de ce te-ai dus la ocolul ăsta, de ce tu? O vreste aia de serviciu. Da. Și eu sunt președinte de compostorat, nu eu decid, nu mai e propriu. Am spus la urmă. Și aici decide dumneavoastră, din punctul meu de vedere, același... Da, mai ești și dumneavoastră administrați. Mai sunt alte aspecte aici care vreau să vi le subliniez, nu vreau să influențez votul. Eu trebuie să mă retrag, să mă rog, sunt în cauză, s-a angajat la... Direcția silvică și nu pot să votez sau să așa, am început amenajamentul silvic anul ăsta, știți, faza de teren. Procurarii da. de la ocolul silvic de stat, care sunt, mă rog, și cetățenii comunii noastre aici, au sprijinit toată această lucrare, mergând cu ei pe teren, cunoscând limitele parcelare, cu vecinii,
cu proprietarii, pășuni, fânețe și mai departe. Și ori descurcat, sau mă rog, ori stabili limitele pădurii și le-or materializat. Cumva nu era obligația lor, era obligația noastră ca proprietar și ca proprietar. Amenajestul vine și zice, eu pun pe hartă limitele care le spuneți dumneavoastră. Eu nu stabilesc limite. Da. Păi doar le știe. Și teoretic noi ar fi trebuit să știm proprietarii. N-a fost niciunul acolo, că nu știm, niciunul dintre noi mai bine decât ei limite. Eu i-am rugat, bă, faceți-o, suntem cetățenii comune, haideți să sprijinim chestia asta. Nu mi se pare chiar că acum să le întoarcem în spate. Dar, mă rog, diferența de preț este, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră. Nu știu cât pot să își susține și colegii de la Iezărul Trascuna, Mica cu ei, cu colegii noștri, la prețurile astea. Păi tocmai asta, că era aici, în josul paginii. Ați văzut ocoare private, rând pe rând, intră în faliment și să... Nu știu, dar vă să știți că te-ți ocult sindic. Dacă nu este eu cu 30 nu putea să nu depui cererea lor. Îmi spune contract. Poți să spui. Păi nu poți să nu pui o cerere a lui cineva în proședință de consiliu să aduc la cunoștință. Dumneavoastră votați pe oculul care îl doriți, că nu, eu ne-am făcut treaba mea. Putem să propunem de acum. Că zice cu 30 de zile, cel puțin cu 30 de acum să înștiințăm că la anul se va face o nouă licitație. Nu, mai se va face o nouă licitație în contract. Procedură. Acum eu înțeleg că a simțit o diferență, pentru că dumneavoastră cu posesoratul la personal, al mai mulți cetățeni. Da, v-am spus la Iezăr. A simțit o diferență între serviciile prestate de și prestițiile prestate de Govorul Silvis? Da. În ce sens? Se mișcă un pic mai greu pentru că iau, acum știți, pelicula evasiv. Are de la Fântânișa. Are 1000 și ceva de hectare de pădure. Nu se poate împărți peste tot. Are salariu mai mic, n-are mașină, ok, nu mă pot împărți în 10 locuri. Și ce ar trebui să spuneți? Ce credeți? Aia baza? Deci nu poate să fie apacat când vreau vizele. Acum eu tu am văzut cum e. Nu poate, emitea vreau. S-am intrat în desene. Totdeauna am zis. Da, și le-am fost marcat. Am fost până în august să fie marcatele. Da, și tot rămâne în aia. Și tot rămâne în aia. Și până la 2 octombrie e transportate. Așa am zis. Este regulament? Poate să fie regulament. Există, dacă vreau să te întreb, din 2019, de ce ne dai aici? Dacă sunt 2020. Tot timpul se face. În 2019, eu m-am ocupat de drumul și de tot. Că tu l-ai viceprimar. Era viceprimar și era... Era viceprimar. Avea inatribuții. Noi, stai, ce vă dărâm acum aici? Ce vă dărâm acum? Dacă vă dăm voi pe ordinea de zi sau nu, nu? Da, așa e rostul, dacă nu, nu e la turcă, nu e contractul. Contractul spune contractul, că se întâmplă. Deci el oricum e prelungit. Cum să fie prelungit? Pe mod automat. Dar există aici o clauză, că dacă trece zile, dacă nu se anunță. Consiliul, doamna Neagu, trebuia să informezi cu câte vedere pe primar, pe viceprimar sau pe Consiliul Local că inspiră contractul ăla. Da. Anul trecut, în prima, anul trecut în decembrie, tot pe ordinea de zi, același proiect. Dacă citiți, vă rog frumos, toți consilierii locali au în mape material de ședință în care în raportul de specialitate făcut în 2020, am scris cu litere italice, încât să citească toată lumea, că virgulele este o prevedere în contract care... Eu știu, dar domnul consilier trebuia să fie informat. Deci nu sunt anunțați de un an de zile, se putea anunțarea. Stai liniștite, că eu n-am luat multe. Omul trebuie să-i aduc la cunoștință și la primar și la viceprimar. Ca să nu se mai uite. Da, și încă ceva, domnul primar. Anul 2, ne-am întâlnit cu domnul Luc la începutul lunii decembrie cu privire la contract. Nu ați zis deloc că nu mă vreți să continuați cu el. Păi nu am zis, pe nu au vorbit ofertele lui ăștia. Păi și eu de unde să ești domnul primar și cu hotărâri de consiliu acum. Oamenii știau din totdeauna că lumea de ce nu se licitează. Eu nu pot să-i licitează. Păi, păi, oamenii care au fost acum 3-4 luni sau 5 luni când au fost. Chiar am spus, dacă nu este ofertă, n-ai ce să mai bagi de bine la preț la asta. Păi la data când ne vrei să nu să mă rog, altă consiliu. Eu am mai depus în vară oferte, dar... Ba, n-am spus, eu nu am avut oferte. Deci, dacă am avut oferte, 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 de
Cu privat, cu tot. Teraza județului Iarba. 7 de private, 7 de stat. Intrăm în procedură, prin anunț, nu se... Deci să facem procedură, nu o vinde de lutrească, îmi dă o ofertă care îi cu numărul de înregistrare pe plic. Da, dar dacă nu a fost inițiată, eu asta am întrebat la început. În bază la ce? O depus oferta domnului de la Iarba pe transport. Nu știu, așa cum vine orice comercian și trasează, vreau să... Da, totul dacă nu s-a inițiat procedură, discutăm așa. Arba, nu a depus oferta. Păi o depus atunci pian, o depus Iezărul Trascău, o depus Sebe și o depus mai mult. Chestia aia că e o diferență mare de preț între ușa. E 40.000 de lei. Prin după calculă, e 40.000 de lei care oferă aceleași servicii. Plus, nu, ăștia oferă mai mult, ăștia oferă marcarea. Alba nu oferă marcarea. Alba trebuie să plătești aparte. Pentru 400 de metri cub ce se pot tăia, trebuie să-i plătești. Ăștia nu plătești. Da, dar nu mai poți face nimic. Da, păi nu se mai poate, dacă nu se mai poate face acum, nu se face. Ziul trebuie loc anumitul. Dar așa ne trebuie și la anul, pentru că de 4 ani tot la asta discutăm. Ce ne interesează? Poate că se urmărește că e chiar. Dar ce se poate? Eu nu zic, eu nu mă duc așa. Trebuie să se inițieze proiect de hotărâre oricând. Da, exact. Inițiați un proiect de hotărâre de acum, dacă doriți, chiar de luna viitoare. Se hotărăște cu majoritatea absolută și se notifică de la data adoptării hotărârii. Da, notifică pentru anul 2023. Da. Asta este, dar nu mai trebuie. Dar nu mai trebuie. Dar nu mai trebuie. Asta poți să-l înștiințezi. Pe el, nu știu ce vreau. Doamne, că te-ai folosit cine va aduce la cunoștință că... Păi da, dar cine hotărăște? Că tot Consiliul hotărăște. Dar tot prin hotărâre. Exact același lucru l-am spus, exact așa și anul trecut. Domnul Nea, nu mai ce problemă. Dacă aveam un om pe contracte care să fie atent, să nu spună condiția asta, ca cumva să o uiți, să, automat tu ți-ai renovat contractul, că așa am pus să-l pună la o grămadă. Toate contractul este așa. Indiferent că e cu serviciu. Automat, dacă nu notifici înscris, Și așteptăm oferte de domnul de la Vinitor. Dar atunci dacă se întrebă, se solicită la noi am timp proiectele, noi am spune... Eu nu vreau să fac, să nu pui oferta lui ăla, dar cu adusul și-o registra, în discuții. Domnule, și asta a făcut cerere în data de 10. Cu sindicat a făcut cerere în data de 10. Nu, că sunt multe proceduri și când dacă reexilezi contractul, eu știu care aștepți anunț, garda, anunț, nu știu ce, trebuie să plecai pentru durerea, de la un loc la altul. Aia, că proceduri de durerea. Proceduri, dar nu se poate face din pentru durerea. O fost cazuri care s-au ajuns la concesia dacă pot... Eu nu am nimic, eu am vrut să continui cu acolo, pot proiectul de hotărâre. Dar nu mai dați seama că aici nu vă spun nimeni. Dar nici nu m-ați anunțat, ăsta e tot. Dar domnul Barbu, dumneavoastră cum să nu știți, s-a fost viceprimar, de 2014 contractul ăsta, fiecare an a făcut pe ordinea de zi. Da, dar e o clauză, care dacă asta nu aveai, nu aveai problema asta. Auziți, dumneavoastră, dar știut, dacă domnul Neme v-a spus că v-a spus de nu știu câte luni, cu anul ăsta, v-a spus, domnul Neme, a spus că vreți să-l prezentați la contract. Eu nu știu, dar am făcut. Și atunci, domnule, dacă s-a inițiat proiectul,
în iunie sau în mai sunt discutat, îmi bine contract, dar nu sunt nimeni încetate cu bine. Domnilor, nu mai telegerăm, dumneavoastră hotărâți, mere cu respectivii și... Nu avem ce face. Aia e o singură soluție. Dacă credeți că cu acordul părților pe care am iată, să întrerupeți contractul. Dacă vor, e. Dacă vor, e. E destul de... Dumneavoastră decideți. Nu trebuie să ajungem, adică trebuie să ajungem legal. La litigi, adică la legal. Trebuie să decidem legal. Legal. Ne apucăm noi să așezi după capul nostru. Legal, decide. Dacă nu se poate acum... Dacă să nu mai discutăm, vă spun asta mă duc. Dacă să nu mai discutăm o dată, prea noastră. Hai să decidem, următorul să fie un proiect și în baza proiectului se face comunicare, înscris la direcția simplă că respectivul contract din 2014 își încheie de drept activitatea în 30 decembrie 2022. Și da, și că la și că în 30 noiembrie sau 20 iunie acceptăm o altă ofertă pentru anul 2023. Dar să facem acum. Acum că ia uităm, deci eu nu și să le comunici și nu. Deci la nu există altă clauză decât pe calea mea vedere. Dacă vă luați pe spunea că puteți de joc, eu sunt de acord. Prețul e foarte mare. Deci care a fost problema? Banii mulți. Banii mulți. E mare, e foarte mare. Acum nu știu... Singura întrebare cât de la mine acela din exploatare, nu? Că banii nu îi dăm noi... Nu din formă. Nu să fie un contract legal și să rezolvăm problemele, să dăm mai la cetățeni. Sigur. Asta e important. Am pus și noi un pic mai repede ca apropiere. Sunt procedurile de încheierea contractului de exploatare mai din timp. Păi ce proceduri să facă? Nu vine nimeni. De ce? Deci ăștia vineau, alții nu vineau. Așa este. După că am făcut un lucru. Eu pachetul să exploateze, avem și nu mare 5 partide care trebuie să le desemnească. Și pe timp de la să rău, nu sunt contract. Dar nu ți-o... Asta nu te dă. Nici nu pot să fie. Nu pot să fie. Nu pot să fie. Nici nu pot să fie. Nu pot să fie. Nu, trebuie să te rezolvi personal. Numai să ai timpul că se te pune. Să fie poate de până în mai, iunie și după azi o dar nu la oricum să fie dat de vă mai spun ceva. Și unii, să mă rog, poate că nu știe domnul Petruse, poate că îi zicem mijlea mult și nu o fi suntem în amenajare. Cu pădurea anul ăsta. Amenajamentul și teoretic se aprobă prin ordine de ministru, care cel mai probabil va fi undeva pe la jumătatea anului viitor. Exact. Colegul jucărea poate știe că procedurile sunt foarte greoaie și foarte ambigue. Deci nu vom putea marca orice ocol și vine, nu contează cineva la procesorizul transcurs sau deci va fi în lunea septembrie octombrie. Va fi iară pe vară încolo. Este primul an de amenajare. Așa e. S-o inițiat acum o hotărâre de guvern să revină la toate amenajamentele silvice care au avut ordine de ministru să se facă un studiu adecvat de mediu. Să fie specialiști la mediu, să facă niște documentații, în fine, niște... S-o contestat în instanță, unii, la unii s-au aprobat, unii nu s-au aprobat. În România toate sunt posibile. Deci sunt toate bunurile astea. Nu se poți face un program pe termen lung, că faci așa și așa. Nu, dar din cauza unora care au făcut abuzuri, suferă toată țara. Supun la voi suplimentarea cu acest proiect. Cine e pentru? Eu nu votez, nu sunt nu. Apropo de acest lucru, v-am trimis pe WhatsApp un răspuns de la ANEI. Cred că l-aș citit, oricum este de interes pentru dumneavoastră. La începutul fiecare ședință, după cum știți, până la gradul al doilea, inclusiv rudea fiind, aveți obligația să anunțați conflictul de interese. Deci, știți prevederea legală... Și am dat la rudea fiind până la gradul al doilea. Și eu, și eu, acolo, s-a angajat cu direcția. Da. Deci... Cine pentru? Da, la suplimentar, pe lângă acest proiect, și doamna Roza Iuliana are un proiect, nu este încă datat și am convenit că îl va supune aprobării la data aprobării bugetului, de care vrea să vă vorbească. Deci se supune aprobării suplimentarea și cu
discuția privitoare la proiectul cu... Da, deci pentru omul două. Cine pentru? Împotrivă. La cine? Supun la vot procesul verbal de la ședința ordinară din data de 19.11.2021. Cine pentru? Abține, din potrivă. Proiect de hotărâre numărul 112 pe 21.12.2021 privind modificarea organigramei și statului de funcție al primăriei Comunei Vintru de Jos, al serviciilor și activităților subordonate Consiliului Local al Comunei Vintru de Jos, aprobate prin hotărâre de Consiliu numărul 74 din 11 septembrie 2019. Hotărâre de Consiliu Local 24 din 12 martie 2020. Articolul 1. Se aprobă modificarea organigramei, avizul comisiei. Da. Nu favorabil. Doi favorabil. La comisia 3, 2 pentru, 2 la comisia 3, dacă îmi dați voie, câteva cuvinte. Câteva cuvinte. Oricum e consultativ și se vorbează. Da. Marea parte aș fi de acord cu respectiva organigramă, dar văd aici comportamentul ăsta juridic care eu cred că nu are rost. Pentru că în primărie avem două juridici, da? Întreb pe domnul Vici, întreb pe domnul primar, la ce ar folosi acel jurist? Pentru că, conform legii, nu poate să reprezinte primăria doar până la tribunal. La litigi. Deci procese. Da. În al doilea rând. Ăsta e un punct. În al doilea rând. Costul. Dacă îi dăm 7.000, calculați și dumneavoastră un jurist fără 7.000 pe lună, nu bine. Calculați cât costă 7.000 ori 12, faceți un total, calculați. Am luat o medie de 20 de procese pe an, doamna secretar, nu mai multe. Am înțeles că se plătește pe dosar 1.500, calculați cât e 20 ori 1.500, faceți un total. Bun. Și mai încă o problemă care aș vrea să vă spun, dacă să câștigă procesele și cu primăria să capitică, să pierde... Și atunci vă întreb ce rost are acest post. Deci domnul Mirescu. Da. Orice primărie are un jurist. Orice contract care încheie o primărie, primarul nu trebuie să știe legislația în vigoare și să, din punct de vedere juridic, toate contractele trebuie supervizate. Nu există un contract în primăria Vinț semnat numai de primar. Toate contractele trebuie să aibă din semnături. Juridic, contabilitate și primarul. Păi bun, doamna Neagu... Nimeni! Stai să-mi explic! Dă-mi voie! Curtea de conturi nu întreabă pe nimeni, niciodată pe nimeni, numai pe ordonatorul principal de credite, cum deservește aparatul de specialitate a primăriei. Curtea de conturi, când te întreabă ordonatorul principal de credite, e direct vinovat de tot ce se întâmplă în primărie. Aparatul de specialitate a primăriei e direct subordonatul primarului. Deci fiecare trebuie să-și
asigură activitatea că din punct de vedere funcțional primăria funcționează corespunzător. Exemplu ca alta are mai înainte. De ce contractul respectiv nu a fost adus la cunoștința primarului cu 30 de zile minim înainte de a fi pus pe ordinea de zi? Să se aducă la cunoștință, să se dea în public, să se facă oferte, să vină mai multe composesorate cu oferte. Care ofertă mai mică, au luăm în considerare. Toate contractele care avem. Uitați în ce stadiu suntem contractul cu grădinița. Din luna martie n-a rezolvat nimic. Am avut o întâlnire, două, nu s-a rezolvat nici acum nimic. Mai urmează una în anul viitor, în 10 ianuarie. Pentru că și dirijitele de șantier o dă, nu-i convine prețul, că s-a modificat prețul, el ca și dirijit de șantier nu are un serviciu pe instalații electrice, nu are serviciu de instalații sanitare, trebuie să încheie un alt contract de deservire cu alți dirijit de șantier ca să pui ștampila, plus că contractul care e încheiat cu canalizarea Horia Terma din 2017, de ce nu funcționa? Haideți să lăsăm aici să trecem. Păi dar îi spui pe toate. Da. Mai am și eu. Da, poate. Când ai fost primar, ți-ai organizat, cum ai avut serviciu. Acum eu sunt primar, aștept cer ca să am un organigram. Domnul primar. Dacă ne-ar ajuta, ar fi ok. Dar cu pregătirea care a fost dumneavoastră de un an... Nu un an, într-un an și cinci ani. Un an... Într-un an și cinci ani am pus. Întrebați pe doamna secretară, nu într-un de un an. Ați fost informat greșit ieri la ședința de comisie. Nu, dar cum puteți vorbi asta? Deci, consilierul juridic poate fi debutant, asistent, principal sau superior. Pentru cerința asistent, este de la un an în sus. Poate participa și cu 20 de ani, bineînțeles. Dar ședința este să fie de la un an în sus. Conform legii, se consideră stagiar. Păi, da. De la un an la 5 ani este asistent, după aceea este principal, după aceea superior. Dar poate participa oricine, care are cel puțin un an vechime. Da. Nu este condiționat până la 5 ani. Dacă ne raportăm la prevederile legale cu privire la reprezentarea în instanță, se consideră stagiatură 2 ani. Poate veni un consilier juridic care să aibă vechime un an și să poată pune concluzii la toate instanțele de fond, adică judecătorie, tribunal, dar procese pe fond, iar după cei 2 ani de stagiatură, poate pune concluzii la toate instanțele. Deci candidatul poate să fie cu vechime un an și încă să nu aibă posibilitatea să participe la toate instanțele, sau poate fi mai... Ce salariu are juristul? Depinde acum de un an, doi, trei, cât e așa, cam mare. Juristul, exact. Consilierul juridic va fi remunerat ca și ceilalți angajați în instituții după bila de salarizare aprobată prin hotărâre de Consiliul Local, în care consilierul juridic deocamdată neavându-l până acum pe funcție, nu este stabilit salariul lui, dar ca și mare, ca și un consilier asistent. Ca și un consilier asistent din cadrul primăriei. Și cât ar fi? Nu spuneți o sumă, ca asta mă interesează. Știi, undeva la 6300, dacă nu are vechimea lui ăla. Dacă are vechime, se adaugă 22, dacă are vechimea mare, 22, 7000. Depinde de vechimea pe care va veni angajat. Depinde de vechimea. Da, depinde de vechime, că asta am zis, că asta mă întreba. Bun. Domnul Prima, dumneavoastră ați avut posibilitatea să vă angajați consilier personal, un jurist. De ce nu vă angajați? Păi există compartimente rigide. Așa că nu există. Acum am dat la provă. Nu există. Consilierul primar nu l-a angajat bagul primar. Dar cine? Păi a fost angajat din timp, dinainte de a veni eu, când a fost suspendat. Bun, atunci cine l-a angajat trebuie să țină cont de treburile astea. Și altceva. Într-o instituție. Numai puțin și după aceea vă lasă vorbi și nu mai intervin deloc. Nu trebuia după număr de locuitori din localitatea noastră să avem un auditor? Ba da, dar noi trebuie să avem doi auditori, nu unul. Uitați legislația. Dar trebuie să avem un pic, că vă primați, că după aceea am pierd pe așa. Nu, un pic și după aceea răspunde dumneavoastră. Am avut auditor, om care a avut calități extraordinare. Nu știu ce s-a întâmplat, nu pot să spun ce s-a întâmplat, că domnul a plecat. Da. Îi desfințăm acum postul de auditor.
ca să, așa, știați că a spus odată că are un salariu mai mare și trebuie să facem ceva economii. Acum, cum facem economie? Desfințăm compartimentul de audit, ființăm ăsta la compartiment de jurist, ăsta ar plătim cu 6.000, consilierul primarului nu știu cât are, nu mă interesează, și dacă face auditul asociația Acord, da, mai plătim pe lună 2.400. Unde, care, unde e mai mare? Că la matematică am văzut. Deci, doamna, ca și auditor intern, da? Comandamentul de jos trebuie să aibă 2 auditori. Și ce nu a avut? Nu știu de ce, de ce nu au avut până acum. Dar unul fost, dacă dar nu face față. Auditul făcut de un singur, auditor nu era un audit din punct de vedere a legii auditorului valabil. Nu știu. Dar bă, bă, dați legea aici, copii. Dar nu ne dați cu asta mea, că nu citesc acum la ora asta. UCAPI nu ne-a întors niciun audit. Câte audite au fost trimise? La UCAPI nu a întors niciun audit. Vă rog să nu mi le puteți să aici. Eu spun că... Vă spun nici. Dacă era juristul, ne spuneați. Da. În 12 ani de cât au avut primăria, 14 ani cât au avut auditor, da, nici un raport de audit de la UCAPI nu a fost întors înapoi la primăria Vinții. Nu, eu știu ce au fost măsurile curse de contul care nu s-au rezolvat. Păi cum dacă păi nu legislația o scris auditorul compartimentul de audit public intern, noțiune chiar și curtea de conturi le l-au dat raportul. Lăsați, domnul Jos, numai auditul a plecat singur, nu l-a dat nimeni afară. Dar eu nu am zis că l-a dat cineva afară. Acordul care l-avem, dacă avem un audit cu 2400 de lei pe lună, da? Ce contează dacă cine avem doi auditori de 7800 de lei? Dar câți au? Doi trebuie să avem, de ca și nu trebuie, cât să ne ia 2400, cât auditorii? Păi bine, au fiecare compartiment în bani. Bine, echipă. Da, da. Și atunci nu-i bine că a fost ăla singur, că nu a fost legal. Dacă vine echipa, acum e legal. Domnule, facem niște lucruri care nu îs, nu îs normale. Eu nu cred că mintea mea că lucrurile normale. Foarte normal. Nu-s normale. Dar trebuie să funcționeze. Bine, o astfel vreți să angajați oameni. Bun, mergem mai departe. Cu asta am terminat. Ați zis că vreați să vă asculți pentru că ați vorbesc eu. Pentru că era vorba că eu l-am angajat pe consilierul primar. Hai să o luăm un pic de la cap. Puterea peste tot să câștigă prin alegeri. Da. Atributul de a spune un consilier îi strict al primarului și nu îi condiționa să fie jurist, avocat. Da. Nu contează, trebuie să fie omul lui de încredere. 2. Postul ăsta nu a fost înființat de noi, l-ați avut înainte și atunci nu a fost nicio problemă. 3. Nu vă substituiți în atribuțiile primarului. El trebuie să-și ducă la îndeplinire și își organizează aparatul de specialitate. E singura, nici măcar nu se poate pune amendament la proiectul tipul ăsta de hotărâri. Fiecare are anumită viziune. El știe să o compromis în fața oamenilor, că îi duce la un rezultat. El își asumă. Peste 4 ani, dacă nu-și duce asta, vii, pleacă și vine altul. Nu-i luați atribuțiile și îi spuneți cum ar trebui să-și organizeze. E treaba lui. Domnul primar, domnul viceprimar, nu, eu ca și consilier am dreptul să-mi spun punctul de vedere. Nu că nu iau atribuțiile. Atunci am venit cu proiectul aici. Atunci ați venit, trebuie să aprobați acolo și gata. Nu, dacă să nu trebuie să știți, așa, dacă nu trebuie, n-a știut că... Avem întrebare. De ce l-ați cerut dumneavoastră pe consilierul primarului și nu domnul primar? Pentru că eu eram atunci de... Da. Dar și n-ați spus să fără consilier? O atribuție de primar. Da, și nu da, da, dar știți răspunsul domnului viceprimar la întrebarea care a fost pusă de ce l-au angajat. Uitați, așa au fost. Așa am vrut eu și-o plecat. Normal. Înseamnă că deci nu am lăsat, adică primarul, atâta o a avut de spus la toți domnii consilieri. Din moment că atributul strict al primarului nu se discută pe cine să-l pune. Și nu a fost făcut fără să știe primarul. Și avea posibilitatea în momentul în care se întors să nu prevedească să decide atunci. Să nu prevedească să decide. Atunci ai atributul primarului și atunci... Atunci a primarului s-a... Deci când a fost domnul Danciu, vine domnul Josan. Foarte bine, foarte bine. Și voi trebuie să vă puteți, eu am avut o părere. Trebuie jurist care are... Păi asta e părerea dumneavoastră, am auzit, da, o respectă, am decizia din anul primar. Decizia vă și mici. Pardon, domnul, domnul.
organigram. Eu am fost din fericire, sau cum vreți dumneavoastră, spre că e a patrulea mandat. Organigrama primarului niciodată nu am discutat. A fost apanajul primarului. O vin primar nou, care s-a pus un program în campania electorală. Consilierii și-au pus și ei 3, 4, 5, câte partide au fost. Dar la organigramă, și domnul Costan, câte au avut 5 sau 6 organigrame, totdeauna și dumneavoastră, doamna Zina, a ridicat mâna și știți că nu au fost discuții de așa. Inclusiv la fel. Acum, să mă iertă Dumnezeu, numai să fie rea voință, să vreau, asta să nu fac, rea voință, domnul. Să vreau din primar să fac o cât. Hai, primarul, primar. Trebuie să și conduc. E vorba de economie, domnule. Da, cum își organizează el pe servicii? Nu face în schema aia de numărul maxim, de, tot acolo intră personal. Acum, trecând la juridic, eu nu știu unde mai găsesc dumneavoastră reprezentare cu 150, 1500 la urmă. Poate 1500 la urmă. Cât mai costă, oare? Uitați-vă pe juridic. Nu care pentru reprezentarea în instanță. Păi, dar nu. Politul specifică legalitatea și semnarea contractelor. Și până acum n-au fost contractele legale, au fost ceva? Suntem într-o problemă cu un contract pe care suntem dați în judecată. Contractul s-a avut de venea în primăria Curții de Jos. Acolo au fost în contract două ilegalități pe care eu le-am semnat. Și dacă ajunge la venea de votul să mi le impută, sunt direct răspunzător. Dacă mai am ceva să o socoteală matematică, dacă e legal. Pentru că aveam pe After School 4 ore, After School mai funcționează din 2018 și aveam pe relații cu publicul 4 ore. Ceea ce nu pot să fac cu un PFA. Trebuie să fie un funcționar din primărie. Deci amândouă chestiile astea sunt incorrecte în contractul respectiv. Acum o să ajungem în judecată, să vedem ce iasă. Nu poți să stai tot timpul sub frica când trebuie să semnezi un contract și de multe ori ți-l aduce la ultima oră, ea și semnează că trebuie să ajungă nu știu unde. Nu poți. Prima dată să-și pune cineva semnătura că ăsta e cineva și să ai încredere. Și să ai încredere. Și să ai încredere. Și să ai încredere. Că nu aveți. Bun, hai să-ți fac pe domnul. Eu zic că și legea pornește tot ce se întâmplă în cadrul primării. Pentru că unii crede că au dreptate, iar alții că au ăia la dreptate. Și pe urmă apelează la consilier și uite așa. Să spun unul dintre consilieri, dacă eu am intervenit vreodată la el, doar votează așa. Chiar dacă sunt dintre comisie. Mi-am spus punctul de vedere și au pus punctul de vedere și cu asta basta. Dacă au fost trei pentru, am zis favorabil, pentru că oricum e consultativă comisia și vii și îți depui votul în plen cum crezi tu. Eu credez încă o dată pentru înțelegere în cadrul primăriei. Dar dacă cineva crede că are un spate în consilier sau în aia altă, eu zic că ar trebui să se înșele. Dar cum e așa cu spatele consilier? Cum? Explicat. Cum se susține spatele consilierului? Păi vine o tabără, vine altă tabără, mă scuzați că vreți spre dumneavoastră, și spune la un anumit consilier, uite ce vrea să facă ăsta, sau uite ce e asta. Un consilier poate care o ia de bună și merge mai departe și o spune și la celălalt și la celălalt. Dar eu n-am vrut să intervin aici, deci nu mă conducesc pe altceva, nu vreau să vorbim despre asta. Deci, în atribuția primarului domnului Ionel Caligrama. Deci nu transformați primar, indiferent ce ne vine, pentru că și domnul Meirescu, candidat din partea unui partid, și când o calitate din partea celorlalte partid, nu s-a dus cu același program cu care s-a dus vechea primării. Și doamna care a fost, sau domnul, o vin toți au văzut altă schimbare. Dar toți s-au dus așa, indiferent. Doamne, noi, ce schimbare să votăm noi? Când să merge tot pe aceeași organigramă veche și a văzut că nu funcționează. Dar ce și nu atunci, ce nu face? Am văzut că nu funcționează. Spuneți un lucru care să știm și noi, ăștia la care... Ce să zic? Ce nu funcționează? Că nu știu. Păi, funcționează? Ce? Spuneți că ce? Funcționează? Dar ce nu funcționează? Spuneți nimic nu funcționează, nimic? Atunci, ce se face? Propunem ca
îl dăm afară cu toți angajații din primărie. Nu, să-și ia responsabilitatea. Rămâne domnul primar și domnul vice și ajut cu oamenii. Să-și ia responsabilitatea. Nu a fost dat nimeni. Nu, doamna, ce vorbim de asta? Dacă ziceți că nu funcționează nimic. Nu funcționează pentru că nu-i cum vrea de el. Primarul vine zice, eu vreau să facă, nu pot, că uite. Nu e o galgrama care o vreau eu. Mă, răsune, să iasă un braț, că tu răspunzi că ești în 4 ani de zi. Așa cum a fost și până acum. Așa cum a fost și până acum. Acum, dacă, acum, dacă ești veni, sigur că te mergem și la cealaltă cu... Mergem și la cealaltă cu audit. Da. Faci, băi, audit, 160.000 pe lună, da? Te duci dincolo, faci contract cu o firmă. Aia nu mă interesează cât s-a angajat țara. Eu îi plătesc ca să fac auditul 2400 pe lună. Dar nu pune separat cheltuiala. Nu pune separat, dar nu s-a făcut, nu s-a face nici. Nu s-a face nici o economie, domnul. De ce? Nemis. Dăm afară auditorul. Dar nu ce de la afară? Dar dacă nu un pic ascultă-mă, că nu l-o dat afară, a plecat el. Desfințăm serviciul. L-o dat afară, a plecat auditorul, că a trebuit să plece, domnul meu s-a trebuit să plece, așa. Că a fost o sumă mare și îl plătim degeaba. Înființăm post de jurist. Înființăm post de consilier. Nu se depășește cheltuiel. Așa? Și mai dăm 2400 și pe aia. Așa, atunci asupra nu se depășește. Dacă renunți la 160 sau 80, nu au 1 să spui. Dar dacă vine și spune că legea ai 2, e 160 pe lume, da? Îți dau 24. Din coace. 2400. Păi rămâne 140 cheltuiel în plus. Un jurist a spus că are și 80, nu? Tot ai scos 40-50 de lume. Nu, nu ilegal. Și sunt chiar pe instanță. Instanța se va pronunța dacă e legal și vom vedea dacă a fost ilegal sau nu ilegal contractul ăla. Da, dar cine dacă e ilegal, da, eu primarul. Nu. Dacă nu e legal, nu ce am pus în legal, răspunde primar. Răspunde împreună. Deci se dă contractul. Dacă e ilegal, au instanța de omul. After school of law. Stai așa, nu vă poate ilegalitatea contractului. Pe instanță suntem motive de reziliere a lui. Pentru că, din punctul meu de vedere, la compartimentul juridic trebuia un om pentru dezvoltare locală, pentru investiții publice care să facă proiecte. Pentru că există birou de resurse umane, fonduri umane. Există și bun. Și proiecte sunt. În 5 ani de zile, care sunt proiectele care s-au făcut pe fonduri europene, care sunt în 5 ani de zile. Este postul, dar eu nu ne dar uite, sunt proiecte, Iuliana. Pare sunt proiecte, șapte-o proiecte mari care s-a finanțat. Ori pe cine ai aduce, poți să aduci pe ministrul justiției. Sunt șapte-o proiecte, vii la mine și domnul Adelin că ți-am arătat. Proiecte sunt. O proiecte mari în derulare. Sunt, doamne. O proiecte mari cu valoare. Proiectele care le-am votat noi, nu sunt proiectele pentru... N-are ce să le votezi, numai Consiliul Local. Dar nu că am făcut proiecte, o să făcut pentru bani de la Uniunea Europeană. Dar sunt eliminat cu terenul de tenis. Cum nu sunt? Pe mine chiar că nu mă interesează câte proiecte sunt. Nu, dacă vorbim toți și ne ascultăm, niciunul e... de investiții pe care le dă cu domnul primar, care sunt în derulare și pentru care vreau să-mi spună domnul primar sau domnul viceprimar dacă au o penalizare din partea finanțatorului, dacă s-a constatat
în urma verificărilor în teren s-a descoperit o ilegalitate și sunt o problemă din cu totul, am avizat și de legalitate, și de juridic, și de CFP, cei din instituție. Ăsta e invocat aici faptul că avem nevoie de jurist ca să... Da, avem problema proiectului, îți dau un exemplu. Da, da, problema proiectului cu canalizare. Exact, și sunteți în procedură. Suntem în procedură. Da, suntem în procedură, dar umblat timpul că s-a rezolvat din cauza prioriului dumneavoastră. Nu e adevărat. Ba, da. Vă aduc, vă demonstrez clar. Proiectul cu grădinița, din ce cauză se trebuie situația? Din ce cauză vă spun eu. În data de 30 august, dumneavoastră personal, foarte bine intenționat, mi-a spus să fac o adresă la constructor să vină să discutați pe lungirea contractului. Lucru care am făcut, am adresă scrisă, sunt necesară. Pentru că dumneavoastră nu ați putut semna adresa respectivă, că între timp a fost în control judiciar și aveam puternicile domnului viceprimar, fiind în concediu, i-a spus să vină din concediu domnul viceprimar să vă semneze contract, să vă schimbați contractul. Domnul viceprimar a venit la 4 fără 3 minute, nu mai a avut când să mai semneze actul ăla adițional, solicitarea de prezentare pentru discutarea prelungirii contractului și executantul. Nu o mai fi și o încetat contractul de prestări servicii, de execuție de lucrări. Am intrat în partea cealaltă să reluăm procedura. Între timp sunt expertizați grădinița, nu sunt motive că cei din primărie sunt incompetenți. Dar cine o să spui din cei din primărie? Păi, acum cred că... Acum ai o întrebare, da. Viceprimar, da. Cu respectul la grădinița asta. Da. Credeți că era firma cu care trebuia să continuăm? Nu cred că e, a fost chiar foarte serios oamenii, dar... Problemele care le avem acum, da, nu din partea cui le avem? Nu din partea angajaților din librea noastră, din partea procedurilor care sunt greoaie, expertizăm grădinița, s-au decopertat... Și din partea dirigintelui de șantier, care treaba la lucru a făcut-o... Și așa zicea că cei care are la să beneficie, să vadă, să le ia de urechi sau să-l ia afară, că nu știu cum trebuie procedat, nu știu. Păi și dumneavoastră... Dar din moment ce noi avem lucrări care nu sunt făcute, le găsim acum în teren, nu sunt plătite și nu știi cum să le faci, cine trebuie să le facă, zice primarul? Doar dumneavoastră aveți prin hotărâre de consiliu, sunteți reprezentantul instituției și aveți implementarea proiectului respectiv. Păi și atunci dăm afară dirigintele de șantier, mă pun eu dirigintele și mă duc înainte. Nicio problemă, spuneți dumneavoastră, le spuneți noi ăștia la studiu executăm și aia o face, dar să ne spuneți cum arată, că nu putem la acum de la chestii extreme, dar vreau să spun toate problemele astea din cauza că nu sunt urmărite la timp de către cineva. Păi și atunci nu vă trebuie un om pentru proiecte? Păi și atunci nu trebuie să cunosc pe legea ăla care îi urmărește. Legea, nu procedură. De aici plică. Ce zic legea cu juristul? Juristul nu e un constructor ca să urmărească lucrările. Dar acum mai interesează că trebuie să-l urmăresc eu. Nu, dumneavoastră sunteți coordonatorul proiectului, să știți. Ce faceți? Nu s-a hotărât dacă rezilăm un contract sau prelungim deci, după un contract. După contract, dirigintele de șantier trebuia să prezinte fiecare lună situația de lucrări. Putea să fie pe zero. Da. Când o prezentat ultima? În luna martie. Dumneavoastră putea avea să ce cine verifica dacă ăștia după contract și-au făcut treaba? Aveți o hotărâre? Păi avem o nulă. Păi și atunci credeți dumneavoastră... Atunci trebuie să mă ducem, să avem acolo și pe care să întâmplă niște răspunsuri. Eu tocmai de aceea vreau să avem și noi un început în primărie, să avem niște oameni competitivi cu care putem lucra. Competenți, nu trebuie afectat niciun funcționar la primărie în ce privește organigramă. Dar vreau să ne ajutați și am rugăminte la comunitate. Nu cred că un funcționar public e afectat în ce privește organigramă. Păi de cum să nu? Încercăm să formăm o echipă cu care să funcționăm mai bine. Nu, nu, asta vreau. Asta e intenția. Și eu când nu sunt sigur că pe un lucru, dacă nu sunt pe cel care îmi propune, îl provoc să-mi spună, să mă convingă de ce vrea să fie ca el. Sau ce vrea să fie ca mine, nu cu argumente, nici nu a dat cu argumente, de vreo să ne apropie. Dar nu cred că un post de jurist îngreunează primărie. Ce v-am în matematica, mă? Eu am crezut. Sau de ce deranjează? E numai chestia asta. Nu deranjează cu nimic. Dar cum părerea, doamna, da. Dar stai mă puțin. De ce auditorul trebuie să plece de aici și vrei să facă? Acum s-o dus, doamne. Dar numai stai să vă spun ceva. Fiindcă, domnul Nemes, problema acolo a fost pusă de anul trecut. Noi suntem reprezentanți la Bori din 2017. Membrii au fost reprezentate și nu au beneficiat până acum.
Da, dar să pun problema asta și să duce pe înainte și toate lucrurile, numai asta vreau să vă mai spun. Toate lucrurile astea care trebuie votate așa un cerc în clipă, în ultima perioadă. Așa a fost și cu Andrei Salini, așa și acum din... Auditul ăsta, așa cum zic, cinstit așa să stai deoparte, neutru. Tot e mai corect să-l ai pe undeva ca să nu-ți ține ție parte. Dacă eu îl pun pe la auditorul care e consilierul primarului, să zice, mă pui la audit. Ăla nu știu cât e de obiectiv. Dar cine îl pune pe el? Păi am spus, doamnă, se poate. Dar nu știu de că se poate. Nu se poate, domnul. Nu se poate. Așa că vrea de să spunem în situație. Să la consilierul primarului. Ăsta că e la noi și spune la consilierul. La consilier. Un manager de proiecte, și atunci îl voi. Bun. Am o mare, mare rugăminte. Deci suntem de acord și noi vrem să colaborăm cu conducerea, și cu domnul primar și cu domnul vice, vrem să colaborăm, vrem să facem ceva. Suntem de acord cu modificări, dacă vor să și le facă în organigramă, în problemă, dar să fie motivate pe faptul că este necesitate, nu că sunt incompetente, mi-au spus, sau secretarul. Aici, așa ne-a simțit domnul primar. Și a zis că nu aveți oameni ca să vă puneți stampile pe care am citit motivația. Doamna Neagă v-a spus și nu scrieți nici de vorbire. Eu acum răspunsul la ce am simțit din partea domnului, când s-a reținut, dar a fost jurist. Dar sunt părere personale și asta, eu mă las ce scris. Păi, da. Noi am avut poate multe discuții contradictorii. Niciodată nu cred că v-am luat de competența dumneavoastră. V-ați zis voiată, ești incompetent? Păi, nu, dar la pachet, că dacă vă trebuie dragă, așa să înțelegeați că doamna, eu zic să faceți pace și să vreau asta. Exact, asta vrem. Vrem pace și să nu ne întrebăm pe la spate unii pe alții. Și vrem să fie să fim deschiși și tot ne mai acuzăm. Dar pacea... Exact, vreau să facem. Rezolvați că de la poliție, Mărie. Asta vrem, dar... Și toate discuțiile astea să fie constructive. Exact, vreau să le facem constructive, dar nu putem să facem nimic în comună, că nu se ia din primărie competitiv sau competent. Deci vă rog, haideți să facem ceva, să se colaborăm și să ne consultăm unde poate. Eu te-am urmat la organigramă. Ați colaborat în multe chestii. N-am nimic împotrivă cu organigramă, n-am zis nimic de organigramă, da? Aici văd că la ansamblu Vițana coregraful a dispărut. Și apare la cămin o persoană. Păi, dar uitați-vă că ăla a fost retras de prefect în 2018. Ce? Cum a fost postul? Păi cum a fost retras dacă a fost concurs pentru ocuparea postului? Păi cum să fie retras de prefect? Nu a fost retras. Deci eu nu întreabă cu postul ăia. Coregraful a fost Cristian. Da, referent. Și acum încă e, nu? Păi, nu mai e. Păi nu mai funcționează. Păi, este da, bă, dar este... postul ocupat prin concurs. Ce face cu Cristi? Păi acolo, Cristi rămâne acolo. Păi nu-i. Nu a fost mutat. Nu a fost mutat. Cristi a rămas. Ansamblu Vințana 0. Da. El a fost angajat coregraf în cadrul ansamblului domnului Vințana. Cristi a rămas la Vecinul Cultural, iar postul de referent. Și postul ăla de referență, dar nu vreau să-mi considerare, ci că nu stă încă o instituție dintr-un om. Nu cumva să ziceți că iau apărarea la referență. Da, doamnă, știi că nu pus nimeni probleme. Da, da. El e cel mai competitiv și știe de problemele astea. Stai mai să spun. De ce trebuie să transformăm postul de referență de la cămin la muncitor? Zice. Vreți să dispară toată educația, să nu mai fie măcar 100 și ceva de copii care au fost aici în cămin. Solicitat, ori a avut altă ocupație, nu stau pe drumul și nu au făcut alte prostii. De ce, domnule? Noi se nu s-a mai făcut o activitate culturală. E adevărat că a fost și pandemia în perioada asta. Dar haidea să ajutăm educația să meargă înainte, să educăm copiii, că foarte, foarte greu merge. Și asta e generația următoare. Și educația, și cultura, și sport. Neapărat, astea nu le impunem noi. Astea nu le intră. Noi adică ce vrem să facem cu copiii? Eu aici lângă cămin am locuit. Dar stai care, că n-am spus asta că le punem noi copiii, s-au dus de bună voie, au participat la repetiții, la ansamblu, fără să trimite nici chiar părinții. Dacă considerăm că sunt greșit undeva, organigramă. Da? Cum mai bine doar îi facem organigramă pentru coregraf? Sau pentru copii? Dacă nu urcă asta cu ceva.
Dar de ce Supun la vot articolul 1. Cine o știa afară? Cine? Pe dumneavoastră, cum considerați? V-am primit acel articol care ați citit? Da, am citit. Deci, privitor la conflictul de interese, vă ține pe o frază că... Da. Adică eu am consultat un avocat să văd ce... Dacă se emite sau, sau se participă la emiterea ori adoptarea actului administrativ, încheie sau participă la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru soț, soție sau rude, ar fi până la gradul al doilea inclusiv. Deci dacă considerați că votând vă produce dumneavoastră sau soției un folos patrimonie material, nu votați dacă considerați că nu vă produce atunci. Cert este că nu eu analizez conflictul de interese, ci la adică ANI. Dumneavoastră aveți textul de lege și cum considerați? Așa, de exemplu, n-am putea vota o reducere de taxe, cum am votat luna trecută, că unii dintre noi poate au avut penalități și eu beneficiat. Chiar dintre consilieri. Dar nu! Organigrama este pe costul, nu este pe nume. Da. Exact. Păi, este și pe nume, nu am văzut. E vorba de folos material. E vorba de folos material. Până asta, pentru ce am că domnul... Consideră, domnul, faci ce consideră. Faci cum consider, dar dacă era acum un post creat pentru soția, nu vreau să ziceam, tu nu le abține. Da, dar nu se vor să nu e un post creat pentru soția mea. Exact. Nu vreau să... Bine. Vă spun ce să faceți, vreau să vă știți de cauză, știți ce aveți de făcut. Supune la vot. Supune la vot. Deci cum rămâne? Dacă am trebuit? Da, am trebuit. Da, articolul 1. Cine e pentru? Abține? Deci pentru abține, la abține. Domnul Josan. Cine se abține? Doamna Frazan. Domnul Voltor. Doamna Luza, deci se abțin domnul Josan, doamna Cazan, domnul Cuciu, doamna Luza, domnul Cuciu. Și împotrivă? Împotrivă. Domnul Nicăescu, doamna Zuna, domnul la articolul 1, țin să precizez că se actualizează organigrama, nu se modifică nimic. Știți, nu? Bun. Articolul 2, cum e? Se reorganizează. Articolul 2. Deci sunt 8 voturi, 1, 2, 3, 4, 5 abțineri, care se numără ca și voturi împotrivă, și împotrivă 3. În total sunt 8 pentru a fi organigrama aprobată, este nevoie de 8 voturi pentru. Articolul 2. Cine e pentru? Abține? Ca și abțineri, domnul Josan, doamna Cazan, domnul Coltor, doamna Groza, domnul Suciu. Împotrivă? Domnul Linescu, doamna Zina, domnul Dumas. La fel. Articolul 3. Cine e pentru?
Abțineri. Împotrivă? La fel. Articolul 4. Pentru. Abțineri. Împotrivă. Articolul 4. 5. Cine pentru? Dar trebuie citit pe articole, fiindcă trebuie specificat în procesul verbal tot. Deci la articolul 6 e identic? Da. Per ansamblu? Cine pentru? Abține? Părere. Trecem la următorul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre numărul 115 privind însușirea acordului de cooperare, privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern. Proiectul cu organigramă nu a fost aprobat. O să zic să tot așa, ca și cum. Avizul comisiilor? Comisia 2 favorabil. 1. Favorabil. 3. Tot așa. 2 pentru, 2 împotrivă și 1 negativ. Atunci nefavorabil. Da. Se aprobă exercitarea de audit public intern în sistemul de cooperare în cadrul filialei județene Alba Iulia, Asociației Comunelor din România. Cine pentru? Abține. De ce s-a mai legalitate dacă nu s-a votat organigrama? Dar e o tărâre și trebuie de votat. Cu privire la întrebarea dumneavoastră, având în vedere că a rămas compartimentul de audit, nu este legal să încheie contractul cu acordul, decât dacă se aproba organigrama și se desfința compartimentul de audit. Deci, încă de aproximă, domnul Josan, trece pentru a să-l trece. Domnul Suciu, deci ca și abține. Da. Era și organigramă tot așa, era o audită. Deci, se întâlnește la abține, domnul Josan, doamna Cazan, domnul Pociu, doamna Josa, domnul Suciu. Da. Și la împotrivă, nu este. Ce zic? Doamne Iubescu, doamna Zina, bună primară. Să uit pe aici. Nu se apropo. Dumneavoastră a fost votat. Cum avea să vă? Pe ansamblu. Cine Petru? Tot așa de cine Petru. Să vedeți ce mai scrie, dacă Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 108. Privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor al Comunei Vista de Jos. Avizul comisiilor? Favorabil. 2 favorabil. Favorabil. Cine pentru? Eu am aici o chestie ce am observat. La riscul cu pandemie nu inclus COVID-ul. Așa că domnul...
Deci eu cred că e foarte important. Că suntem chiar da, așa că domnul Drăgan, la propunerea dumneavoastră, a inclus și mi-a dat o pagină, pagina 16. Pagina 16, la pagina 16, la epidemie. Și a introdus și virusul SARS-CoV-2. La epidemie. Introdus, că asta e cea mai și va fi modificat proiectul un corespunzător. Da, corect. Păi, cine e pentru? Abține? Împotrivă? Per ansamblu? Trecem la următorul proiect de hotărâre, numărul 114, privind rectificarea bugetului, rectificarea numărul 11 a bugetului local. Favorabil. 2. Favorabil. Articolul 1. Aprobarea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a Comunei Vintul de Jos, în sensul majorării veniturilor cu suma de 200.000 de lei, iar la partea de cheltuieli se majorează suma cu 200.000 de lei. Cine e pentru? Abține? Pe suma care am primit-o de la potrivă. Articolul 2. Pe ansamblu. Trecem la următorul proiect, proiectul de hotărâre numărul 99 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și limitele amenzilor la nivelul entității administrative teritoriale, limitul de jos pentru anul 2022. Avizul comisiilor? 2 favorabil. Favorabil. O majoră a politicii de administrație. Fiecare a mișo. Articolul 1. Cine e pentru? Articolul 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10 căciulă 1, 10 căciulă 2, 11, 12, 13, 14, per ansamblu. Mergem la următorul proiect. E vorba de proiectul numărul 111, privind propunerea de atribuire prin ordinul prefectului la suprafețe de teren înscris în CFEU 16347, Vintul de Jos, numărul cadastral 16347, situat în comuna Vintul de Jos, localitatea Inuri, județul Alba, în favoarea numiților Paul Nicolae și Paul Elisaveta. Aviză de comunicare. 2 favorabil. Aici lăsăm la latitudinea prefectului ce dacă ori mai fost cazul și unele au fost cu câștig, altele nu. Supun la vot articolul 1. Cine e pentru?
2, 3, pe ansamblu. Trecem la următorul proiect. Proiectul numărul 110, privind stabilirea datelor de desfășurare a târgului de țară din Comuna Mințu de Jos pe anul 2023. Pentru acest proiect m-a sunat la consilierea noastră și mi-a dat un mail pentru că ați fi aprobat deja și așteaptă hotărârea pentru. Cine pentru? Comisiile? Cine pentru? Abține, împotrivă. Dacă doriți să mai discutăm la diverse, dar cred că a fost discuția destul de amplă. Să terminăm ce avem. La diverse, pot să adresa ocolului Silvic Valea Poiului. Am inițiat și un proiect de hotărâre în ceea ce privește problema respectivă. E vorba de proiectul de hotărâre numărul 113. Cine-i pentru? E vorba de actul adițional în ceea ce privește... Eu nu. Tu nu. Împotrivă, abțineri, comisiile? Împotrivă. Comisiile 1. Cine se abține? Domnul Rosa. Și Matiu. Împotrivă? Nu mai am. Articolul 2. Aprobă tariful de 168 de lei pe hectar, fără TVA, pentru suprafețe de pădure situate în zona de deal, 324 de lei, fără TVA, pentru suprafețele de pădure situate în zona de câmpie. Pentru serviciile de pază, administrare și monitorizare a fondului forestier, proprietate publică a Comunii Mințu de Jos, pentru anul 2022. Lăsați acele tarife văd ca așa, nu cred. Cine pentru? Abține. Abține domnul Vice, domnul Nemea și... Împotrivă. Articolul 3. Se împuternicește domnul Petru Ioan Barbu, primarul Comunei Mințu de Jos, să semneze actul adițional la contractul de prestări servicii silvice, numărul 296 pe 29 ianuarie 2014, cuprinzând prevederile articolului 1 și 2 din prezenta hotărâre. Cine pentru? Abține. Împotrivă. Pe ansamblu. Cine pentru? Abține. Împotrivă. Și acum ați ascultat pe doamna Iosa. Deci, primire la aprobarea de bugetare la participație. Știți că există un proiect pe care va fi numit la sfârșit ca o anumită sumă, adică 5% din bugetul de investiții de anul viitor, să fie alocat pentru anumite, adică persoanele din comună care vor să facă un proiect. Mi se pare că asta este legătura directă între cetățean și primărie, ca să cumva să-i stimulăm, să-i motivăm să participe la tot ce se întâmplă în comună. Participă și așa, dar nu, de acord. Deci nu vă obligă așa, e 5% din bugetul de investiții, fiecare proiect, astfel că ați citit aici, implementarea procesului de bugetare participativă la nivel Comunei Mințu de Jos, începând cu anul 2022.
alocarea din bugetul local la citit, vă am pus să citit? La citit, nu mai citit, la citit, îl știu, cunoaște, numai bar să fie, că se trece acolo și cu asta, dar să fie bar. Să fie în privat deci, pentru proiectele domnilor. Proiectele le putem face orice de pe teana comune, chiar și un consilier, dar să respectăm suma respectivă. Să respectăm niște... Da, ăsta nu îi faci aici, se face o platformă, trebuie să vedem și se votează cel mai bun proiect. Și ăla îl implementăm pe suma respectivă. Dacă o să fie. Dacă o să fie. Încercăm să se facem. Să fie toate, toate, la bază. Da. 5% din cât. Bugetul de investiții pe anul cerută. Deci acolo trebuie, cum ai zis atunci odată, cu niște rigore, cu lucrurile așa cum se cade. Nu băgăm numai lama un pic acolo și îi dezarc începe ulița bisericii. Pe toată apă de pricol. Cu iluminat. Da, cu iluminat. Sunt o grămadă de lucruri care lipsesc de acolo. A făcut procedură, urmează, se achiziționează și... Dar cu ulița asta bisericii nu se face ceva neapărat. Numai să pune și pe calea aia niște piață, să merge așa numai noroi de acolo, e dezastru. Păi mai arată trebuie captat de apele fluviale și duse la colector și pe urmă. Normal, strada ar trebui făcută cu niște rigori și cu pișcoli. Da, așa. Funcționează toți oamenii de la sistemă. Păi doamnă, în funcție de bani. Da, asta zice. Dacă nu poți să faci energie proprie la nimic, tot o să trebuie să faci pișcoli. Nu putem înființa o... serviciu de gospodărie. O să așteptăm până ne plică bani mulți, să facem tot ce vreau oamenii. Nu, acum, sigur, că asta, de azi suntem acolo, de azi suntem aici, să facem cumva și să mulțumim. Ultima reparație s-a făcut în 2007. Cât de cât să mulțumim oamenii. Că oamenii vin aici, majoritatea zic, voi consilierii nu faceți asta, voi nu sunteți de acord cu asta, deci noi suntem de acord cu tot ce e bun pentru cetățean. Doamna Zina, fiindcă așa se spune oamenii. Da, deci așa se spune oamenii, da. Cu părere de rău că nu e aici domnul consilier al primarului, da. Care în privec la un cetățean care a decedat, a spus că eu dator la primărie 4 miliarde trebuie să aduce acasă. Dar pe bine de stas, așa lui. Morsunat, prieteni, morsunat cetățenii din comună. L-ai auzit? Am altorii care morsunat și care le cunosc. Păi dar tu, Iuliana, dacă oamenii vorbesc, ce crezi? Că eu trebuie să aduc, că dacă nu mă leagă. Într-adevăr, am un proces pe rol cu primăria comunei Vițu de Jos, dar instanța va decide dacă vinovat sau nu. Nu-i pentru nerecuperarea banilor de la preoți în care Curtea de Conturi au considerat că nu au depus la timp sau devizele de lucrări și banii s-au imputat banii. De acolo și până acolo, domnul Jotar. Domnul poate că vrea să vorbească domnul Vlad și el ceva. A fost curios și o să participe la o ședință din Consiliul. Banii au fost alocați din hotărâre din Consiliul Local. Nu se desfășoare normal ca orice ședință. Nu v-am întrebat nimic. Mă rog, frumos, n-am întrebat nimic. Atât, am ascultat. V-am deranjat ceva? Nu, mulțumesc frumos. Eu am vrut să vă dăm consilier. Nu, nu, că ce am... Că am văzut niște postări frumoase de atletari și am... Vă mulțumesc că mă urmăriți. Și eu n-am de ce să-l mulțumesc. Eu vă doresc un an nou fericit, la 10 ani, 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 la